Bă, dacă ai crescut la țară sau dacă ai bunici la țară, e imposibil să nu fi furat și tu o cireașă, o corcodușă, o prună, o ceva. Iar eu nu fac excepție. Ba sincer, o cireașă acolo nici nu se pune ca furt, chiar dacă atunci când Nea Gheorghe ne prindea la el în grădină, urla la noi cât îl țineau plămânii. Bă, puși la malilor, dați-vă jos din cireș că pun câinii pe voi! Bă, n-auziți, vă dau pe mâna miliției! Dar în realitate, nu se ajungea niciodată la miliție. În cel mai rău caz, venea Nea Gheorghe la noi la poartă și făcea tărăboi, și asta numai dacă rupea în creni sau ceva. Acum, între noi fie vorba, eu, Gixi și Pălărie, n-am furat numai cireșe, că na, așa e la țară, mai un porumb de la Nea Vasile, mai o prună de la tanti Gigica, într-o vară am furat și o găină să facem un grătar. În final n-a ieșit prea bine, dar vă povestesc despre găină în altă zi, că azi vorbim despre cireșe. Serios, cred că aș putea face o serie, la furat cu Jimmy. Nu, dar înainte să ajungem la furatul de cireșe, trebuie să vă zic că berea de azi este dată de World of Warships. Ce-i World of Warships? No, e un joc online în care tu ești un capitan de barcă, sau mă rog, navă de război, și te bați cu alte nave de război controlate de alți jucători. Te poți juca atât singur, tu cu barca ta liniștit, sau îți poți aduna prietenii să vă faceți mare flotă de nave și împreună să distrugeți inamicii. Nave, ai de unde alege că-s peste 200 de nave istorice pe care le poți personaliza după bunul tău plac. Nu, și acum probabil te întreb, bă Jimmy, dar cât costă jocul ăsta, că la cum arată cred că rămân fără bani de bere. Nu, țineți banii de bere în portofel că jocul-i moca. Gratis. Și nu doar că e gratis, dar dacă îl descarci folosind linkul din descriere, primești și un bonus special, care conține două supernave, 200 de dubloni, milioane de credite cu care să-ți personalizezi navele și multe alte chestii tari. Acum, eu am jucat jocul ăsta prima dată cu vreun an și ceva și am rămas plăcut impresionat de faptul că oamenii au tot continuat să-l facă mai bun. Au adăugat hărți, nave, moduri de joc, recent am văzut că au adăugat și modul Battle Royale. Și acum că mi-au zis, bă Jimmy, dar ce zici de World of Warships? Nu le zici tu la oameni de el? Hai că dăm și noi de o bere. Am zis, dar cum boss? Le zic, jocul-i blană și dacă primești și bere, numai bine. Așa că dacă vrei să fii capitan de barcă sau de navă, descarcă World of Warships folosind linkul din descriere și ne vedem pe acolo să ne rupem capetele, mă rog, bărcile. Acum, revenind la povestea noastră, așa cum spuneam, furatul de cireșe, sau de găini dacă vrei, ok, poate nu de găini, aia a fost o prostie, dar furatul de cireșe, chiar dacă la bază tot furtie, atâta timp cât nu furi în cantități industriale, din punctul meu de vedere e ok. Să iei câteva acolo cât să mănânci e ok, cred. Dar nu las ca pe un sfat, nu vreau să înțeleagă că vă pun eu să furați cireșe. Dar dacă ajungi pe la mine prin zonă și vrei totuși să furi niște cireșe, întreabă de Moș Bejleagă. Bă frate, avea omul ăsta niște cireșe, fai cum erau. Cele mai bune cireșe pe care le-am mâncat în viața mea. Dulci, zemoase, mari de ziceai căznuci. Ce vorbești boss, n-a văzut neam de neamul tău cireșe ca al lui Moș Bejleagă. Însă, problema cu cireșele astea mari și zemoase era că pentru a ajunge la ele trebuia să treci de Moș Bejleagă. Și crede-mă, n-ai fi vrut să-l superi pe Moș Bejleagă. Omul era trecut bine de 80 de ani, veteran de război și oltic de un picior, se zicea că în război fusese capturat de ruși care l-au torturat și ăsta cu picior rupt a reușit să evadeze și a omorât nu știu câți ruși așa cu picior rupt. Bine, acum nu știu cât de adevărată e povestea asta cu rușii, însă, mod cert, Moș Bejleagă nu era cel mai întreg om la minte. Când trecea pe lângă el, l-auzeai adesea înjurând și bombănind fără noimă. Dar bine, nu asta era problema. Problema cea mai mare era că, în curte, avea un ciobănesc de 1,5 metri, care ar fi putut să ne înghită pe toți trei așa la micul dejun. Așa că, oricât de bune ar fi fost cireșele lui Moș Bejleagă, de cele mai multe ori ziceam pas și ne limitam la cireșele lui Nea Gheorghe, care nu erau rele, dar nu erau ca ale lui Moș Bejleagă. Nu, și într-o zi de vară, în timp ce ne plictiseam pe câmp cu vaca, îl aud pe Gixi. Bă, ce aș mânca niște cireșe să dea draci. Zic, bă, Gixi, nu zici tu rău, bă. Hai trecem un pic pe la Nea Gheorghe pe-n grădină. La care Pălărie, nu, bă, frate, ce dracu, iar mâncând sărăcii de la Nea Gheorghe. Dacă tot facem o treabă, hai dracu să luăm de la Moș Bejleagă. Te dracu, mă, Pălărie, că dacă le prinde Bejleagă, ne omoară ca pe ruși. Oi, boss, că nu ne prinde, o facem cu cap ca băieții, am un plan. Da, mă, iar tu cu planurile, te dracu că eu mâncare de câine n-ajung. Hai, bă, Gixi, hai la Nea Gheorghe. La care Gixi, bă, Jimmy, bă, dar nu zice rău Pălărie, bă, adevărul că mi s-a luat și mie de cireșelul lui Nea Gheorghe, ce dracu, nu-ți dulci deloc și mai sunt și pline de viermi. Hai, nu dă-mi rapid o raită pe la Moș Bejleagă. Acum, sincer, eu chiar n-aveam chef să calc în grădina lui Moș Bejleagă. Nu de alta, dar mi-era bine așa nealergat de câine sau, mai știu eu, nebătut de Moș Bejleagă. Mai ales că, mai înainte cu o săptămână, mai dădusem o dată iama în cireșul lui Moș Bejleagă și nebunul, când ne-a văzut, a dat drumul la câine în grădină de abia am scăpat întregi. Dar zic, bă, hai să o planul minunea lui Pălărie. Nu, ia zi o Pălărie, ce drăcie de plan mai ai? Bă, fii atent, aici în grădină sunt cireșii, da? Aici e curtea lui Bejleagă și aici e poarta dintre curte și grădină, ok? Prima dată mergem aici la poartă și baricadăm poarta cu lemne, cât să nu poată să o deschidă Moș Bejleagă. Luăm niște butuci, niște uluci, găsim noi pe acolo.
După care, unul dintre noi rămâne de pas la poartă și doi merg la cules de cireșe. Dacă cumva moșbeș leagă de să intre în grădină, ăla de la poartă fluieră sau ceva. Și apoi ne spargem. Gix este la poartă că ăsta știe să fluiere ca lumea. No, și până deschide moșul poarta să dea drumul la câine, noi suntem de mult acasă. Întrebări? Bă, pălărie, dar nu crăpați în voi cireșe culege și pentru mine. Da, mă, Gixi, nu stăm să mâncăm acolo, umplem sânul de cireșe și apoi ne spargem. No, zi și făcut, lăsăm vacile singure pe câmp și plecăm toți trei spre grădina lui Moș Beșleagă. Bă, acum că mă gândesc să dea dracii, dar uneori vacile alea stăteau mai mult singure decât stăteam noi cu ele. Mă mir dracu că n-am crăpat mai multe vaci în ghizdeiul Nea Gheorghe. În fine, ajungem la grădina lui Moș Beșleagă, dă un pic târcoale pe acolo, dar nici urmă de Moș Beșleagă, zic. Nu, bă, hai ce facem? Nu, păi hai, Sur Gordu. Sărim toți trei ca iepuri în grădina lui Moș Beșleagă, mergem acolo la poarta dintre grădină și curte și apoi dă-i și caută lemne să baricadăm poarta. Am luat eu un butuc, pălărie, un arac, Gixi o ramură de copac, eram... Bă, Gixi, ce dracu faci cu ramura asta? O vrei să maschezi poarta să nu mai găsească Moș Beșleagă sau ce? În fine, am baricadat noi acolo cum am putut, eram... Bă, hai mă că e bine, nu deschide Moș Beșleagă pe asta nici cu tancul. Dar între noi fie vorba, nu era cine știe ce. Dacă te împingeai un pic mai tare în ea, o deschideai fără probleme. În fine, pălărie zice... Bă, Gixi, dacă e ceva fluier, da? Hai bă, Jimmy, hai la cireșe. No, lăsăm pe Gixi acolo și mergem la cireș. Ajungem acolo, ne urcăm amândoi într-un cireș și ne apucăm de cules. Bă, raiul cireșelor ce era acolo, ești nebun, nu știam cum să bag mai repede trei în gură una în sân. Bă, te-ai îngurat, pălărie, nu m-am mâncat, bagă în sân. Da, mă, fii al dreptul cu gura plină, tu vorbești. No, și cum stăteam noi acolo și culegeam cireșe sau mâncam cireșe, cade nicăieri să aude, bă, rața, ai dreptul, ce faceți acolo, bă? Dați-vă jos imediat. Eram, ce miezu? Mă uit în jos și ce să vezi, frate, Moș Beșleagă era sub cireș. Hai să-mi bag. Pălărie, bă, Beșleagă. Mă și gândeam, e clar, cred că pe Gixi deja amestecă Ciobănescu. Moș Beșleagă tot urla la noi de sub cireș. Bă, puși la malele dracu, dați-vă jos când vă zic. Nu, și la un moment dat îl văd pe pălărie cum sare din cireș și dă suia la fugă. Dar n-apucă să fugă că Moș Beșleagă ca o panteră, haț, la pucă de gulerul de la tricou, îl trage în spate și începe să-i dea capace. Unde fugi, mă? Unde fugi? Fur cireșe, a? Lasă că-ți dai eu ție cireșe. Bă, frate, crede-mă, pentru moș la 80 de ani, pșoltic de un picior, Beșleagă era destul de sprinten. Nu, și acum eu eram în cireș și mă uitam la pălărie cum și-o încasează de la Beșleagă. Tai, ce dracu fac? Aveam două variante. Unu, fug și las pe pălărie să devină mâncare de ciobănesc, sau doi, încerc să-l salvez și risc să devin și o mâncare de ciobănesc. Acum, era destul de tentantă prima variantă de a zic, te îngură pălărie și hop, sar din cireș direct în cârca lui Moș Beșleagă. Lua prin nepregătite, Beșleagă-l scapă pe pălărie care direct, du-te, dică, nici că s-a mai uitat în spate. Dau și eu să fug, dar n-apuc să fug că simt cum mă trage cineva de tricou. Unde fugi, mă? Firia al dreacu dă cu o apiel. Tai, sâmba, m-a prins Beșleagă. Pălărie! Dar pălăria al meu sărea gardul fără să uite înapoi. Bă, frate, și cum mă țineam Moș Beșleagă de tricou, dintr-o dată mă smucez mai tare și bang, mare cot în ochi ce-i dau. Moment în care ăsta îmi dă drumul și du-te, dică, am luat-o după pălăria, am sărit gardul ăla de niu l-am atins. Ajung la vaci, acolo doar pălărie. Bă, te-ai în gură pălăriei, fugi ca și o câtele, da să te faci. Eu te-am scăpat și tu m-ai lăsat mâncare de ciobănesc, firia al drecu. Gixi, unde e? De ce n-o fluierat? Tu îl în gură și păla. Bă, nu știu, frate, cred că l-o captura Moș Beșleagă. Da, e să-mi bag, e clar. Cred că deja roade ciobănescul la el. Și acum ce facem? Hai după Gixi. Pălărie era, bă, nu știu, las că vine el dacă e. Al dracu pălărie l-a fi lăsat și pe Gixi mâncare de ciobăne, zic. Hai bă dracu că cine știe, îl torturează Moș Beșleagă. Eu i-am mai dat și un cot în gură, dacă îi spune Gixi cui suntem, ne trezim cu Beșleagă la poartă. În final, îl convinc pe pălărie să mergem după Gixi și plecăm înapoi spre casa lui Moș Beșleagă. Nu și cum mergeam noi prin pădure și ne făceam planuri de cum să-l salvăm pe Gixi sau cum să o anunțăm pe măsa că Gixi acum e în burtă la ciobănesc, pe undeva pe la jumătatea drumului, poc, Gixi. Era, mă, minune, mersi, miezăule, Gixi, tu ești tată, firii al dracu, de ce n-ai fluierat? Păi dar ce să fluier, boss, că Moș Beșleagă a apărut pe partea alaltă, avea un ochi vânăt și înjurat de toți miezăi. Și când l-am văzut m-am furit și la cireș să vă zic să mergem, dar voi deja nu mai erați acolo. Bă, firii al dracu, Gixi, că Beșleagă a apărut sub cireș, ne-am bătut cu el, i-am dat mare cot în gură, de i-am umflat ochiul și dabia am scăpat. A, păi de unde să știu, boss, eu am stat de pază la poartă, pe la poartă n-a trecut. Te-i în gură, Gixi, bine dracu că ne-ai ajuns mâncare de ciobănesc. Bă, sincer, nici până în ziua de azi nu știu cum a făcut Moș Beșleagă de a apărut sub cireș. Pot doar să presupun că era prin pădure și venea spre casă. Sau eu știu ce tehnici de alea de evadare de la ruși o fi folosit, habar n-am. În fine, ne întoarcem înapoi la vaci, Gixi era... Bă, dar mie mi-ați luat cireșei. Da, mă, Gixi, că la când ne-am bătut cu Moș Beșleagă de cireșele tale nu mai aveam noi grijă. Las că-s bune și alea de la Nea Gheorghe. Nu, în fine, am plecat acasă și, sincer, în seara aia am stat un pic cu morcovul în fip că apare Moș Beșleagă cu ochiul vână la noi la poartă. Da, spre norocul nostru, n-a venit.
Și asta cel mai probabil pentru că, vin din satul vecin, nu știa cine suntem sau ai cui suntem. Nu și de atunci, nici că am mai călcat în grădina lui Moș Bejleagă. Mă rog, eu, că Gixi s-a mai dus de câteva ori, că doar nu putea să se limiteze la cireșe lui Nea Gheorghe. Adevărul e că ți-am zis, cireșe ca lui Moș Bejleagă n-a văzut neam de neamul tău. Dar chiar și așa eu am zis, bă, oricât de bun ar fi, nu merită să ajung mâncare de ciobănesc pentru o cireașă. Așa că morala poveștii de azi e, bă, câteodată în viață nu e bine să te arunci la cele mai bune lucruri. Adică pe bune, decât și fără cireșe și bătut de Moș Bejleagă, mai bine liniștit și cu burta plină de cireșe de la Nea Gheorghe. Cheers!